Dacă vizitați Biserica Drăgănescu din județul Giurgiu, dragii mei, acolo puteți admirați picturile pe care părintele Arsenie Boca le-a făcut de-a lungul celor 15 ani pe care i-a petrecut stând acolo. Acolo se află o parte din sufletul și din harul lui. Se spune că acele picturi sunt testamentul părintelui Arsenie Boca pentru lume. Eu propun așa să le cunoașteți și dumneavoastră, dacă nu ați ajuns încă să vizitați Biserica Drăgănescu, și cu siguranță ne vom bucura și ne vom aduce aminte de părintele Arsenie. Și această biserică a fost ctitorită în 1870 de către niște boieri locali care dețineau satele acestea, Drăgănescu și Poșta. Inițial, clădirea bisericii era mult mai mică, tavanul era mai jos cu 1,75 m, iar ușa de intrare în biserică era între cei doi stâlpi. Nu exista acel mic pronaos al bisericii actuale. După 1950, mai precis în jurul anului 1960, părintele paroc de atunci, Savian Bunescu, împreună cu credincioșii, au dat jos vechiul tavan și acoperiș, rămânând în picioare doar zidurile laterale pe înălțimea 3 metri, și pe aceste ziduri laterale au reconstruit biserica, dându-i formatul pe care îl vedem acum. După această reconstrucție a bisericii, era nevoie de o nouă pictură interioară și de aceea, în 1967, în toamnă, a sosit aici părintele Arsenie Boca, mare duhovnic al secolului trecut. Biserica din Drăgănescu a fost dintotdeauna un izvor spre care sufletele însetate de Dumnezeu au venit să se adape. Chiar și în vremurile tulburi în care credința se vroia pierdută, oamenii găseau aici alinarea părintelui Savian Bunescu, un preot despre care cei care l-au cunoscut spuneau că avea un har aparte și care a vegheat biserica 62 de ani. În 1967 și părintele Arsenie Boca a găsit refugiu aici. A rămas în Drăgănescu vreme de 15 ani. În tot acest răstimp, părintele a pictat pereții bisericii Sfântul Nicolae, uneori picta și noaptea. Avea însă vreme pentru toată lumea care îi căuta sfatul și oamenii veneau din toată țara. Așa l-a cunoscut și actualul preot paroh al bisericii, Lucian Răzvan Petcu. Întâlnirea cu marele duhovnic a început cu o întrebare. Mă, tu mai știi Tatăl nostru? O întrebare care a reaprins în sufletul mireanului de atunci scânteia credinței. Pe părintele Arsenie l-am cunoscut prima dată, în 1900. De fapt, l-am întâlnit de două ori, în anul 1986, deși aveam oarecare cunoștință despre existența Sfinției sale de la
mama mea care îmi spunea, atunci când locuiam în orașul Sinaia, că în tirul cu porumbei, acolo unde se află acel așezământ monahal al maicilor care au fost la prizlop, se află un preot deosebit. Însă mai mult n-am știut, până când am venit aici, adus de către preoteasa mea de acum și colega mea de atunci de la fizică, în 1986, la părintele Arsenie, pe care l-am întâlnit prima oară chiar aici, lângă biserică. Această întâlnire m-a cutremurat, această întâlnire mi-a schimbat cursul vieții și cuvintele părintelui pentru mine au avut un caracter profetic și ce a gândit părintele, ce a știut părintele, ce a spus părintele s-a întâmplat ulterior în viețile noastre și am ajuns, iată, aici la Biserica de la Drăgănescu. Părintele Arsenie, spunându-i și preotesei mele de acum și colegii mei de atunci, când a venit în 1988 aici la biserică, să-i ceară ajutorul pentru a primi o bună repartiție în țară, dorea să fie cât mai aproape de casă, de părțile Făgărașului, de Făgăraș. Părintele Arsenie a spus aici în biserică, dar nu vrei să rămâi aici? Preoteasa mea n-a înțeles cuvântul acesta al părintelui, Părinte n-a mai adăugat nimic altceva ca după aproape 11 ani să se întâmple această minune, că vorbeam și despre minuni, noi să venim aici în ce calitate? În această calitate de preot și preoteasă. Părintele Arsenie, noi credem că a știut acest lucru, suntem convinși de acest fapt, pentru că părintele, prin întreaga activitate a Sfinției sale, a dovedit că este un om trimis de Dumnezeu, în sânul poporului român și noi românii ar trebui să dăm slavă lui Dumnezeu că îl avem pe Părintele Arsenie, că l-am avut în mod văzut pe Părintele Arsenie și că l-avem și acum în mod nevăzut, pentru că Părintele, eu sunt convins că se roagă pentru noi, însă ne atrage și atenția că mai avem de lucrat asupra vieții noastre duhovnicești. Părinte era foarte exigent în ce privește viața unui creștin, dorea ca omul să asculte de poruncile lui Dumnezeu, dorea ca omul să fie, spunea părintele, un om cu o mare, adică un credincios care își închine viața lui Dumnezeu, pentru că numai așa omul se realizează întru totul. Oare ce simțea părintele în acele clipe de prigoană a credinței, atunci când rămânea doar el și penelul din care plăsmuia apoi sfinții? Își închipuia oare cu ce ochi mirați vor privi cei care vor trece pragul bisericii la mulți ani după ce el va fi ajuns la Hristos? Pictura bisericii din Drăgănescu este vie. Te împresoară cu căldura ei, îți reamintește că te-ai născut din iubire și din sacrificiu. Te îndeamnă să te întorci la Dumnezeu. Pictura părintelui Arsenie Boca este o pictură revelată de Dumnezeu, adică descoperită de Dumnezeu, de către Dumnezeu nouă oamenilor prin persoana părintelui Arsenie Boca. Părintele Arsenie a și mărturisit, pictești ceea ce văd și de aceea pictura are un bogat mesaj teologic, duhovnicesc și are chiar accente profetice. Toate scenele sunt importante din acest punct de vedere al învățăturii, însă cred că ne putem opri asupra unora dintre scene care poate sunt mai căutate de către credincioșii care bat drumul până la biserica de la Drăgănescu. Și pentru că ne așteaptă sau ne pregătim pentru Sfânta și Marea Sărbătoare a Paștilor, a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, cred că ar fi potrivit să începem cu această icoană a Învierii Domnului, icoană pe care o vedem aici pe peretele de demiază noapte, o icoană ce înfățișează pe Mântuitorul Iisus Hristos într-o stare deosebită. Trupul înviat al Mântuitorului Iisus Hristos este înveșmântat în acele aure de culori diferite, aure care ne arată, ne învață, ne descoperă harismele trupului înviat. Trupul înviat, după cum știm, după cum suntem învățați de către teologia noastră ortodoxă, este un trup omenesc spiritualizat, înduhovnicit.
și are daruri dumnezeiești deosebite. Adică acest trup înviat nu mai are nevoie de mâncare, de băutură, de somn. Este un trup nestricăcios, adică nu se mai îmbolnăvește, nu se mai poate îmbolnăvi și nu mai poate muri. E un trup nemuritor. Și vedem în această icoană că învierea Domnului nostru Iisus Hristos este figurată în contur de cruce. Nu se poate înviere fără cruce și nici cruce fără înviere. De asemenea, icoana are și alte subscene care sunt legate, desigur, de minunea învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În colțul din stânga jos vedem pictată punerea în mormânt a Mântuitorului. Domnul nostru Iisus Hristos a fost răsignit pe cruce, a murit și este așezat în mormânt. Apoi în colțul din dreapta jos observăm cum mormântul Domnului este pecetluit de către arhiereul acela, Caiafa, care a dus și soldați romani să păzească mormântul Domnului, arhiereul temându-se că ucenicii Domnului ar putea veni să fure trupul mort al Mântuitorului și apoi să spună că a înviat. Deci este o măsură de precauție care ar înlătura această ipoteză pe care, la care se gândea arhiereul Caiafa. Pentru că nu credea că va învia. Cu toate acestea, ceva îl frământă. Conștiința lui îi spune, să spunem așa că îi spune, iar a treia zi va învia. Acest gând, acest mesaj al conștiinței sale proprii, fiind transcris pe verticală deasupra capului arhiereului. Și va mai veni și a doua oară. Sunt prorociile Domnului care îl macină pe arhiereu. Chiar putem spune că se teme că s-ar putea întâmpla aceste minuni. Învierea Domnului, cum s-a și întâmplat de fapt, și a doua venire de la sfârșitul lumii acestea. Apoi mai avem și alte icoane legate de înviere. Întâlnirea din Duminica Învierii dintre Mântuitorul nostru Iisus Hristos și una dintre femeile milosițe, care cu tremurată de învierea Domnului îi anunță pe apostoli, se vede în partea de mai jos a aceleiași icoane, îi anunță pe Sfinții Apostoli că Hristos a înviat. Apoi în icoana următoare vedem pictată, să spunem, Duminica Tomii. Sfântul Apostol Toma inițial n-a crezut că Mântuitorul a înviat și acum îl vede pe Mântuitorul intrând prin ușile încuiate. Are loc și acel, să spunem, mesaj. Mântuitorul îi transmite acel mesaj, îl îndeamnă să-i atingă rănile și într-un final Sfântul Apostol Toma îngenunchează și spune: Domnul meu și Dumnezeul meu. Apoi în celelalte două icoane avem înălțarea Domnului și convertirea lui Saul pe calea Damascului, adică transformarea lui Saul dintr-un persecutor al creștinilor într-un apărător al creștinilor, el devenind ulterior Sfântul Apostol Pavel. Și în fine, o altă subscenă se observă acolo sus, în spatele învierii, pământul rotund, pe suprafața căruia sunt pictate clădiri moderne, zgârie nori chiar, ce sunt figurați într-o stare explozivă. Se văd flăcările acelea care mistuie acea lume modernă, să spunem. E o temă apocaliptică, într-adevăr, o temă care ne pune pe gânduri, pentru că vedem că am avut parte de asemenea catastrofe și în aceste vremuri pe care noi le trăim astăzi și ne impresionează foarte tare această alăturare. În aceeași scenă să fie pictată tema învierii în prim plan și tema apocalipsei în plan secundar. Poate că lumea aceea modernă, fiind pictată în spatele învierii, nu mai crede în înviere sau nu se mai pregătește așa cum se cuvine pentru învierea Domnului, petrecând în plăceri trupești și vicii și petrecând așa sub aspectul ăsta trupesc, să spunem, nepregătindu-se duhovnicește pentru întâmpinarea sărbătorii învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Noi credincioșii știm că pregătirea se face prin post, prin rugăciune, prin spovedanie, printr-o mai strânsă legătură cu Sfânta Biserică,
prin milostenie, prin iertare, prin răbdare, printr-o activitate duhovnicească, prin promovarea unei stări de evlavie, de duhovnicie. Este așadar această icoană Învierii și mesajul, așa cum observăm, este foarte bogat. E multă învățătură în această icoană și în toate celelalte icoane. Despre picturile părintelui Arsenie Boca s-a spus de multe ori că ar fi un testament lăsat omenirii. Într-una dintre aceste picturi, omul este înconjurat de elemente de tehnologie avansată, trăiește o viață confortabilă. Îngerul îl cheamă: sus, totul este gata, veniți la cină. Iar omul refuză. Este o scenă care reamintește de pilda celor trei bărbați chemați la cină. Cei trei bărbați refuză invitația îngerului, spunând că au diverse preocupări lumești. Unul spune că s-a căsătorit și că vrea să petreacă timpul cu soția, altul că și-a cumpărat o bucată de țarină și că trebuie să o lucreze, iar cel de-al treilea că și-a cumpărat 5 boi și că vrea să-i încerce. Această pictură este însă vizionară, pentru că omul răspunde: m-am însurat, mi-am rotunjit țarina, așa că stăpânesc tot pământul, mi-am cumpărat 5 milioane de cai putere. Un alt răspuns pe care îl dă omul este: caut locuință pe altă planetă, așa că te rog să mă ierți, nu pot veni. Nu mai avem această preocupare. Pictura aceasta nu este în tehnica frescă, ci este în tehnica tempera. Tempera, așa cum știm din datele, din informațiile specialiștilor, nu are viață lungă, are o viață mai scurtă, dar ne-am străduit și ne străduim să o păstrăm prin fel și fel de mijloace, unul dintre ele fiind încălzirea bisericii. În timpul sezonului rece, biserica este încălzită permanent, zi și noapte. E un efort consistent pentru întreținerea ei, dar nu ne dăm la o parte de la acest efort. De asemenea, suntem și atenți cu partea asta de fotografiere, flash-urile afectează, pot afecta culorile picturii, apoi fumul lumânărilor și alte cauze. Și de aceea pe credincioșii sfătuim să facă un fel de ascultare când vin la biserică, să nu apeleze la asemenea mijloace care dăunează picturii. După ce vom încheia această lucrare, vom vedea ce măsuri mai trebuie luate în legătură cu aerisirea bisericii, cu mezeala din biserică, care totuși nu este mare. E un aer totuși uscat aici. Am făcut și măsurători de o mezeală și n-a fost o problemă sub acest aspect. Vom vedea în viitor ce mai trebuie făcut și vom depune tot efortul pentru a păstra această pictură. În pictura părintelui Arsenie Boca, veșmântul Mântuitorului este diafan. Privirea se pierde în acest contrast subtil de contur și materie. Este ca și cum ar fi aici, lângă tine, și totuși imposibil de atins. Îl poți atinge totuși prin rugăciune și este vremea rugăciunii. Cu vecernia din seara Duminicii Floriilor începe săptămâna patimilor. Este o săptămână foarte importantă, pentru că în această săptămână Mântuitorul Iisus Hristos a avut de suferit, atât din punct de vedere fizic, pentru că știm că în Vinerea Mare a fost pe cruce răstignit și a suportat dureri deosebit de mari, dar a avut și durere sufletească, pentru că știm că în Miercurea Mare Iuda, apostolul Iuda, pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a ales să-i fie ucenic, l-a vândut pe Iisus pentru 30 de arginți. Desigur că a avut și alte dureri sufletești. Să nu uităm că mai înainte de Miercurea Mare, Mântuitorul Iisus Hristos a scos din templu pe schimbătorii de bani, pe cei care vindeau porumbei și pe cei care vindeau fel și fel de lucruri, care făceau un fel de comerț în templu, i-a scos afară din templu, fiind mâhnit că această casă de rugăciune a Tatălui, pentru că atunci se rugau Tatălui, era transformată, se transformase într-un loc de comerț sau loc comercial. Deci Mântuitorul a suferit, a avut o durere sufletească. Apoi, mai înainte de acest episod, Mântuitorul Iisus Hristos
a suferit când, înfometat fiind, s-a apropiat de un smochin din care dorea să mănânce smochine și acel smochin era neroditor și atunci l-a blestemat și acel smochin s-a uscat. Și desigur că cea mai mare suferință a avut-o în Vinerea Mare, când a fost pe cruce răsignit și pentru păcatele noastre s-a întâmplat acest trist eveniment. Deci este o săptămână foarte importantă. Să nu uităm, în Joia Mare, Mântuitorul Iisus Hristos ne-a dat Sfânta Împărtășanie la cina cea de taină. Deci evenimentele întâmplate în această săptămână sunt de o importanță extraordinar de mare pentru noi creștinii. Și de aceea noi în această săptămână trebuie să postim, să ne străduim să postim pe parcursul întregii săptămâni, pregătindu-ne pentru Duminica Învierii. Dacă nu ne-am spovedit, să facem și acest pas deosebit de important al spovedaniei, mai ales că observăm că unii credincioși, mulți puțin Dumnezeu știe, nu au idee sau nu se gândesc la Sfânta Spovedanie. O sfântă taină fundamentală pentru noi, pentru viața noastră duhovnicească, dar și trupească. Apoi, în această săptămână, e bine să participăm la slujbe de seară, se cheamă Deni, începând cu Duminica Florilor, seara se face prima denie, deci se încep deniile și în fiecare seară, până Vinerea Mare, seara se fac denii. Iar noi avem această obligativitate duhovnicească să participăm la aceste sfinte slujbe, care sunt foarte liniștitoare, sunt deosebit de hari, ce să spunem așa, sunt pline de har și cei care participă la aceste slujbe de seară se întorc la casele lor într-o stare sufletească deosebită.